52 de școli, grădinițe și centre comunitare din regiunile de nord a Republicii Moldova se vor încălzi în această iarnă cu energie din biomasă. Noile sisteme de încălzire, de care vor beneficia peste 30.000 de persoane, au fost instalate din fonduri europene de către proiectul Energie și Biomasă. Acestea sunt câteva din rezultatele proiectului prezentat din 24 septembrie la Bălți, în cadrul Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a doua, organizată de Agenția de Dezvoltare Nord. Proiectul Energie și Biomasă, acordat de asemenea în regiunea Nord prin mecanism de leasing, 4 linii de producere a brichetelor, peletelor și 2 seturi de procesare a biomasei, contribuind astfel la crearea de noi afaceri și dezvoltarea celor existente. Totodată, 100 de familii din raioanele de nord ale Republicii Moldova și-au instalat în propria casă cazane pe biomasă cu 1.300 de euro rambursate din fonduri europene. Tot la nord se află și compania ce a beneficiat de suport financiar în mărime de 150.000 euro pentru pilotarea unui proiect de cogenerare. Compania Sudzucker valorifică acum deșeurile rămase după prelucrarea zahărului și generează energie termică pentru încălzirea clădirilor întreprinderii, energie electrică pentru consum propriu, dar și livrarea în rețeaua națională. Grație acestui proiect unic în țară, în fiecare an, peste 70.000 de tone de deșeuri biodegradabile vor fi transformate în energie.